mai buni, cei mai deștepți, cei mai cuminți. Pentru merite deosebite, pentru promovarea acestui liceu. Mai mult ca proiectul existat. Sunt foarte mândru de acest liceu, de toți profesorii de aici. Vă mulțumesc pentru orele suplimentare și iubesc acest liceu. E emoționant. Bine scris, că am terminat. Sunteți ultimații de școală. Cum vă simțiți? Emoționați. Emoționați. Niște emoții cumplite. Foarte bine, dar și emoționați. Nu e să plâng. Încă o dată vă felicit pentru faptul că sunteți absolvenți. Vă doresc mult succes și să vă împliniți visele pe care le puteți. Mie liceul mi-a făcut foarte bine, de aceea am avut o doamnă docentă extrem de bună și cu colegii m-am înțeles bine. Excepțional, doamna, un an foarte frumos, cu mici greutăți, dar a fost o plăcut, din păcate cam scurt, a trecut foarte repede și abia când am început să ne înțelegem foarte bine, suntem la final. Ai reușit să ajungi la final, să fii absolvent. Da. Ce perspective de viitor? Să mergi la facultate. Da, doamna, ne pare foarte rău. Toate primele bărere. Ți-a plăcut în Salini? Da, da, da. Ce ți-a plăcut? Tot. De ce? Profesorii. Ți-au plăcut profesorii? Da. De ce? Cei mai buni profesori. Cei mai buni profesori pe care i-am întâlnit. Și am avut sprijin foarte mult. Am ajuns la final, am dat și examenul de bacalaureat, acum aștept răspunsurile, sper să fie cu brio. Ai dat bacul sportiv? Da. Și acum aștept să fie bine, să fie cu notă bună, dar la istorie sunt sigur că e 8. Patru ani frumoși, totuși, de alături de zâna, o dirigă minunată. Ce satisfacție ai avut aici? Da, te bune! Cine e șefa de promoție? Tu! Dar au fost 4 ani minunați, la care nu prea am luat parte. Văd că ești accidentat în momentul acesta. Și totuși este șefă de promoție, cred că am întâmplat. Am absolvit! Cei mai buni patru. Toți promovați, toți. Pe media ai terminat, Iuliana. M-am aflat, media e surpriză. Dar e peste 9. E peste 9. Categoric. Câteva cuvinte în calitate de președinte al Consiliului Elevilor 3 ani de zile. Succes! Și să facă ce pot ei mai bine, să dea ce mai bun din ei. Cum a fost liceul, ce-a sunat liceul acesta pentru tine? Multe emoții. Acesta hungarorul, fapt. Altceva, că ai băgat. La ora 8 avem adunările ad hoc. Super tare! Mândri de ceea ce am realizat în acești 4 ani de liceu și faptul că nu am dezamăgit pe absolut nimeni. Formarea mea ca om, ca experiențe, ca sentimente și ca prietenii, totodată s-au legat și anumite prietenii cu 4 ani de zile. O familie, pot spune, alături de mama noastră, doamna dirigintă. Niște oameni foarte frumoși, cu oameni minunați, cu profesori frumoase. Profesori extraordinari. Nu mă ține să mă sunt niciodată altul de colectivul meu și de dumneavoastră, doamna. De profesoarea mea favorită. Și ne aflăm aici. Fie de liniște. Un colectiv foarte frumos. Consider că acești 4 ani m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt, am legat prietenii foarte frumoase, chiar. A fost unul dintre cei mai frumoși ani și mă bucur foarte mult că am reușit să-mi fac o grămadă de prieteni, de exemplu pe el. Alexandru Ion! Și... În 4 ani minunați, în care am crescut mult. Profesorii de aici ne-au ajutat foarte mult și ne salutăm și pe plan spiritual.
Le mulțumim din acest punct de vedere. 9.46. Oh, ce frumos! Ești unul dintre elevii bune ai liceului nostru și ne mândrim! Cei mai deștept, cei mai cuminți.